Steaua fixă polară este în percepția tuturor oamenilor, o stea care ghidează, este un reper fix, sigur, este un indicator în situația în care călătorești, navighezi, te deplasezi în teritorii unde nu ai o altă sursă de orientare. Această stea fixă are niște calități care presupun că nativul, dacă o are bine aspectată într-o relație cu o planetă, va da dovadă de bun simț va fi capabil să-și urmeze instinctele și interesele, își va identifica clar scopurile, le va urmări cu destul de multă tenacitate și le va și atinge. În astrologia chineză, această stea este denumită Marele și Onorabilul Domn al Cerurilor. Cu toate acestea, Steaua nu este una foarte strălucitoare, ea face parte din constelația Ursei Mici și este de natură Saturn-Venus, aducând și o serie de elemente șubrede în această construcție astrală. Mai ales prin vicierea planetei Venus de către Saturn, se poate vorbi și de tendințe care nu dau bine în plan personal sau în plan public, cum ar fi neglijență, indiferență, lipsă de morală, atitudine ostilă sau meschină sau păguboasă și destul de negativă la capitolul povești de dragoste. Combinația, dacă mai este și rău aspectată, patronează și explică în viața unora și altora o serie de boli, de necazuri, de pierderi de avere și pagube rezultând din moșteniri sau moșteniri răufamate care atrag blesteme și necazuri. Pirește dacă este bine aspectată, mai poate să aducă o serie de resurse celor care sunt născuți cu ea într-o astfel de combinație bună. E de reținut faptul că această stea fixă nu este fundamental pozitivă, ba chiar elementele negative sunt prezente într-un număr mai mare decât în cazul altor stele fixe. Ridicându-ne de la particular la general, în ansamblu la nivelul societății, atât Ursa Mică cât și Ursa Mare, și implicit și Steaua Polară, are o influență nefastă asupra grupurilor mari de oameni, marchează în chip negativ afacerile, națiunile și viața regilor. Este adevărat că, într-o altă viziune, patronează întoarcerea în bună regulă acasă, dintr-o călătorie, dintr-o expediție, nu neapărat însă și dintr-un război, contribuie la instruirea savanților, la construcții și dă o serie de tendințe bune pentru studiul literaturii sau pentru o serie de activități legate de literatură. La capitolul meserii mai favorizează tot ceea ce este legat de cultură și comunicare în general, mai ales printr-un soi de ordine, rigoare și urmărire constantă, consecventă a unui scop. Această stea fixă mai guvernează execuțiile, crimele, moartea subită, fortărețele, decapitările. Este destul de prost aspectată pentru comerț, pentru încheierea contractelor, pentru stabilirea unor înțelegeri matrimoniale, nunți și mormântări. Așadar, atenție, chiar și conjuncția soare stea polară, este aducătoare de necazuri și rele. Avem de-a face cu un soi de demistificare a acestui halou bine plăcut, favorabil, care s-a creat în percepția celor care știu mai puțin astronomie și cu atât mai puțin astrologie. Nu am insistat de dragul efectului stilistic asupra acestor deficiențe, dar trebuie să spunem că dacă ar fi să le cântărim sau să facem așa pe două coloane un profil al stelei fixe, de o parte cele bune, de cealaltă parte cele rele, cele neplăcute, nefaste și păgubitoare sunt infinit mai numeroase.